rogul organul de specialitate, cred că sunt verificate și documentele, cerere de demisie este din partea partidului. Nu, la încălcarea de drept este da, obligatorie. Da, am înțeles, e demisia. Deci este prevăzută în proiectul de 93, deci încălcarea de drept prin demisie, dacă persoana respectivă nu mai dorește, dumneavoastră declarați de acest lucru. Ce să vă întrebăm pe domnul Mișescu, dacă vrea să vă întrebăm și ce vă întrebăm? Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Demisia domnului Mișescu. Discuții la păsări. Mulțumiri dacă are. Nemulțumiri. N-are. Să dăm cuvântul și domnului primar, poate vrea să exprime câteva cuvinte. Mulțumesc mult pentru activitatea care a avut-o în rândul Consiliului Local a domnului Mișescu. A fost unul dintre cei mai vocali consilieri ai orașului și îi mulțumim mult și să aibă o activitate în noua funcție și mai activ. Proiect de hotărâre privitor la validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristea Mihaela. Se validează mandatul abia după ce Comisia de Validare și îndeplinește activitatea persoanelor. Deci, avem... Precum știți, prin hotărârea 1 din 2016, este formată din Merișel Petre, Lăzăhoiul Constantin, Dina Constantin, Fetele Dănuț și Dobră Ion. Bănuiesc că ați văzut dosarul. Considerați că trebuie să lămuriți. Ați observat probabil și adresa partidului. Ați văzut și demisia. Ați văzut și lista care este, deci lista PNL-ului. Pe următorul loc ar fi venit domnul Gănea. Dânsul a refuzat locul de consilier. Aveți și refuzul dumnealui din partea partidului? Da, sunt toate. Aveți și cererea dumnealui de refuz, aveți și adresa de la partid, aveți și adresa cu următorul supleant. Îmi atestă lista care am avut-o noi la alegerile din iunie 2016. Iar următorul supleant este doamna Cristea Mihaela. După ce se semnează procesul verbal, după ce vedeți totul, dumneavoastră va trebui să recunoașteți dacă sunteți de acord. După acest lucru, comisia, dacă dorește să se adune sau cum faceți? Semnați acum? Semnau acum. Validarea este publică, să știți. Este cu vot deschis. Deci așa este specificat în 319. Locuitorilor orașului Locnenemar. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Supun la vot validarea mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Pintea. Cine este pentru? Abțineri? Nu? Deci, Consiliul Local este legal constituit prin validarea doamnei Pintea Mihaela, deci lumea ei este al 13 de ani în Consiliul Local. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind 3. Indexare cu rata inflației și impozitelor taxelor locale pe anul fiscal 2019. În comisie cred că s-au studiat discuții dacă sunt cu baza materialului. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dumneavoastră acum, da, l-ați intrat în dreptul. E bine. Punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privitor la instituire restricții de circulație rutieră pe strada Morilor din orașul Oblele Mari. Materialele le-a studiat în comisii? Da. Economică, avit favorabil. Juridicul? Favorabil. Discuții dacă sunt pe baza materialului. Domnule, problema era cunoscută, era veche, trebuia interesată. Bine, și ce vreau să spun, că nu e singurul loc unde avem asemenea situații. În afară de podul de pe strada Aicuza, toate celelalte poduri nu sunt de două benzi. Asemenea indicatoare și restricția că ar trebui să apară peste tot, ca să preîntâmpinăm apariția unor accidente rutiere. Ar trebui și enumerate și străduțele care ar mai trebui făcute. Un argument l-aș avea și eu, pe strada numai. Știți, podețul ăla e din cam spate acolo, exact. E făcut așa, sunt da. De făcut, da? Da. Podul de acolo, de la poșa ta care se vine. Podul de la poșa? Mai de la poșa. Podul de la Mătăsarul, lung, acolo. De la poșa. Pe strada Pilibru ar trebui instituite ceva restricții de circulație, pentru că lățimea străzii nu impune circulația pe două benzi. Nu știu, acolo va fi o mare problemă, e și calea ferată. Treaba este că am văzut, dacă îmi dați voie, așa Vâlcea, autocare și intră pe lângă calea ferată, cred că așa îi aduce GPS-ul. Care nu este corect și oamenii mai au și dreptate cei care se fac acolo. Mai avem stradă pentru tonaj mare, una. Mai vine unul pe mașină sau nu știu ce, vreun începător din ăsta, rupe mașina, că intră pe calea ferată. Ăla cu autocarul ar trebui acolo pus un indicator dinspre Vâlcea când vin. Este de interzis. Cum intră la cu autocarul? Am văzut autocare pe acolo să duc la Sarit. Pe străducția aia. Nu știu, că au și restricție de 3,5 tone la intrare. Deci ei intră pe acolo. Ce caută pe acolo? Ce caută pe acolo? Eu am văzut, m-am întâlnit cu ei, că noroc că n-am apucat și strada aia de acolo până aici, la care fără de un pic. Dar și până la intersecția cu 8, mai sunt vreo 3-400 de metri. Intră pe autocarul, o să ia pe strada principală, să vină cu trei normal. Da, alte discuții dacă mai da. Aș vrea să întreb și o juristă notul, da? Probleme mai sunt pentru executarea acestor lucrări? Nu, privind strada asta, nu. Să pot pune în aplicare. Să pot pune, am fost cu poliția în teren, am tot proces verbal, iată așa în spate, am stabilit și locurile impuse, să fie vizibile, să fie... Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Hotărâre privitor la aprobare concesionări a 3 spații libere aferente, dispensarului uman, Oblele Mari, spații cu destinație de cabinete medicale. După câte
știți că de 3 luni, 4 luni avem un deraj foarte, foarte mare, ședință de ședință, să ajungem la un consens cu aceste spații că le putem închiria, concesiona. Cu destinație de cabinete medicale. Materialele le-ați avut în comisie, le-a studiat. Este făcut și o schiță a acelui dispensar. Concesiona spațiile din dispensarul normal care nu s-a finalizat corespunzător. Favorabil. În aceste condiții ne-am gândit pentru a evita o nouă încurcătură, o nouă tergiversare a lucrurilor, să vă propunem să mergem pe un tarif de închiriere. Doar activitatea în dispensarul normal și nu ar fi nicio îngrădire a noastră cu privire la viitorul acestui dispensar. Poate peste o lună, două, un an dorim să mai aducem și alte specializări. Doresc să mai vină și alți medici. Prin concesionarea presupune să cedăm acest spațiu pentru o perioadă de până la 25 de ani. Iar în aceste condiții eu v-aș propune să mergem pe tarif de închiriere. Avem hotărârea numărul 72 din 21.12.2017, unde avem prinse astfel de tarife. Avem pentru închiriere spații aflate în clădiri ce aparțin orașului Ogrul de Mare, cu excepția casei de cultură, în zona A unde se încadrează dispensarul medical, tariful este de 0,25 lei pe metru pătrat pe zi. Prețul de pornire. Asta ar presupune pentru tot dispensarul medical, cum va fi cazul, un tarif de 1000 de lei pe lună. Consider la o suprafață de utilă de 142 de metri pătrați. Desfășurată este 187, utila este 142. Noi, oricum, în calculul nu putem lua acum tot dispensarul. Nu, avem acum cele trei spații, noi facem calculul de cele trei spații libere a peretei. Deocamdată nu e. Au contracte pe ei. Da, restul sunt contractate în momentul în care vor expira contractele. Care cum se expiră? Ia vedeți, la astea trei spații, cât de tipă trața? Pe 22 de metri. Pe cabinetul 1 și 2. Cel 21? Da. Nu, aveți 12,97 cu 89 și cu 11,07. Dacă le gândim independent, în afară de holuri. În afară de spațiile comune. Corect. Avem 1, avem 2, avem 12 plus partea comună, care nu știu de poate măsurăm după aia și împărțișăm. Se împarte proporțional în funcție la de camere. Suprafața pe care o iau fiecare. Deci dacă aici se iau de lucră una, două, trei cabinete medicale, cu unul existent și cu două, cinci, și se vor împărți în cinci. Dacă se vor lua în trei, se vor împărți în trei. Deci aici depinde de cum se va câștiga. Doamna contabil, se făcut și mai parcă repede la o sera 40 și cu mine. Ai mulțit 40 și 0,5. 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 0
Deci, la să vă spun, fără spațiile comune. Fără spațiile comune, urmează că pentru spațiile comune, dacă e... Am făcut un calcul ca să ne facem o idee a ceea ce presupune... Diferența între concesionare și... Bine, acesta va fi prețul de pornire, clar, dacă se va face... Va fi și pas de strigare, că va fi prin licitație publică. Pas de strigare de 0,10. Deci decideți ce doriți dumneavoastră. Ați solicitat pentru ședința aceasta? Propunerea mea ar fi să scoatem de pe ordinea de zi aprobarea concesionării și să mergem pe varianta închirierii. Acum nu pot să decid eu singur sau primarul sau juristul sau contabilul sau nu știu ce. Consiliul local. Era bine să avem un calcul făcut și pe concesionare. Unde s-a duce? Mult mai sus. Sunt mulți bani. Sunt mulți bani de plătit la concesionare. Nu merge la concesionare. Dau cuvântul doamnei doctor Cristea Mihaela. Eu ce să vă spun, în urmă cu vreo 7-8 ani am mai avut niște probleme de genul ăsta și am susținut foarte mult pentru că, sincer să fiu, domnul doctor Pietraru a vrut să cumpere acest dispensar. Erau la prețuri foarte, foarte mici, știți, domnul Dan, erați și dumneavoastră atunci și mai sunt câțiva colegi. Am susținut foarte mult ca acel dispensar să nu fie cumpărat. Clar. În final s-a ajuns și s-a rămas. Iar după aceea a fost o zbatere foarte, foarte mare din partea mea și din partea domnului Radu, domnul Găitănaru, domnul Dina, ca să percepem taxă chirie pe spațiul respectiv. Era domnul Câlea, era domnul Bușu, atunci, în fine. Oamenii au venit, până la urmă s-a cedat și a rămas fără chirie, ceea ce mie și atunci mi s-a părut un lucru care nu a fost bun. De ce? Pentru că eu lucrez la Ionești de 34 de ani. De când s-a dat dispensarele și am fost pe forma asta de CMI-ul, eu nici n-am știut că domnul doctor Pietraru are societate până acum, când a fost vacarul ăsta aici. Noi plătim chirie. Deci toate dispensarele din acest județ plătesc chirie pe spațiu. De ce s-a întâmplat la Ognele Mari, asta nu mai știu. Normal ar trebui chirie pe spațiu. Și la ora actuală, eu nu știu acest contract, cum a fost încheiat. Din moment ce dânsul a fost până în ianuarie 2017 pe CMI-ul, iar după aceea a trecut pe SRL-ul, pe societate. Nu știu cum nu s-a perceput această taxă. Nu știu cum s-a făcut. Nu știu. Dânsul mai are a doua specialitate. Fiind a doua specialitate, pe parafa dânsului am văzut-o pentru că mi-a trimis o hârtie, un transfer. Un pacient transferat de la mine, aici că s-a mutat la Ognele Mari. Și am văzut parafa dânsului. Parafa dânsului este pe geriatrie, prima specialitate, a doua medicină de familie și competență pe ecografie. Eu vă spun, domnilor consilieri, că peste un an de zile, dumneavoastră veți rămâne fără doctorul Pietraru pe medicină de familie. Dânsul va trece pe geriatrie. Asta e părerea mea personală. Poate mă înșel, poate nu va fi așa. Dar nu aș vrea ca peste un an sau doi, noi să rămânem fără medic de familie. Sau medic de familie pe care și-l va angaja dânsul pe societate, că este normal să fie așa. Nu? Deci vă rog din tot sufletul meu, țineți cu dinții de acest dispensar. Nu lăsați ca să se pună monopol pe acest dispensar din partea unui singur medic, unei singure familii. Eu acum 16 ani am vrut să vin în Ognele Mari, stând în Ognele Mari de 27 de ani după ce au murit părinții mei. Nu s-a putut pentru că n-a fost deontologic. Doctorița Pietraru și doctorița Șandru, care erau atunci, nu mi-au dat avizul prin colegi. Nu mi s-a dat. Nu mi s-a dat. Și de atunci eu fac navetă dublă Ioneștiu, stând în Ognele Mari. Deci... asta este poziția mea. Chirie pe spațiu, fiind societate. Domnule jurist, eu părerea mea este că este o chestie ilegală ceea ce ați făcut. Deci nu este corect cum ați putut să încheiați acest contract fără să fie taxă pe firmă,
Noi am avut acum auditul la Ionești. Auditul ne-a perceput taxă pe firmă din urmă cu 3 ani de zile. 2 luni au stat la Ionești. Primul lucru a fost dispensarul. 37 de milioane plătim fiecare medic, suntem 3 medici, un medic stomatolog și 2 generaliști, 2 medici de familie. Nu se poate. De ce? Percep taxe la toată populația care este aici, toate firmele care sunt. De ce nu și dânsul? Să știți că nu sunt salariile mici. Vă spun din tot sufletul meu, salariile nu sunt. Sunt decente, putem să trăim și putem să ne plătim obligațiile pe care le avem. Sunteți de acord? Dumneavoastră știți mai bine decât mine, pentru că sunteți implicată direct. Implicată direct în această problemă. Acest. Da. A fost foarte mult ajutat, să știți. Domnul Iordache știe foarte bine. Foarte mult ajutat de domnul primar care era atunci. Dânsul s-au băgat aproape 2 miliarde în dispensar, sponsorizările care au fost făcute. Așa că, deci, s-a făcut. Ăsta este adevărul. Atunci trebuia percepută și o chirie. Mă, modică să fie, dar să fie. Dar să fie. Asta e părerea mea, asta e poziția mea. Iar acum, vă rog mult de tot, aveți grijă ceea ce facem, pentru că s-ar putea, peste o perioadă de timp, să rămânem fără acest dispensar. Nu știm cine va veni la guvernare. Nu știm contractele noastre pe care, uite, acum le semnăm. Eu am înțeles de la Casa de Asigurări că au 2 contracte, și doamna doctor și domnul doctor. Deci este o valoare. Nu, dar noi nu analizăm acum tot ce am discutat. Noi, în momentul de față, am propus închirierea spațiilor libere. Este corect? Asta este. Am făcut. Deci nu am venit cu altceva. Dar dumneavoastră, de ce ați acceptat în 1 ianuarie 2017 să nu percepeți chirie pe acest spațiu? Fiind societate. Noi am încercat, așa cum a spus și dumneavoastră, în locurile mari... Sunt așa de lucrurile astea, dar așa că vă obișnuiți cu mine, că asta... Nu, stați niște. Suntem învățați da, cu... Da, asta cu este, da. Nu. Noi am încercat să venim în sprijinul. În sprijinul medicinii de familie, în sprijinul orașului, în sprijinul dispensarului. Am încercat chiar să facem mai mult pentru dânșia. Mi-am bucurat când am auzit și că doctorul Tietraru are dublă specializare și a luat și această specializare de geriatrie, care am considerat că este un plus pentru orașul Ungurele Mari. Acestea au fost motivele pentru care nu am reușit să facem, poate am fi putut să facem mai mult pentru dispensarul din localitate, nu vorbesc pentru doctorul Pietraru sau pentru doamna doctor Cristea sau pentru... Vorbim pentru localitate, pentru oameni. Dacă nu am reușit până în acest moment să facem mai mult, să putem să ducem un proiect pe fonduri europene până la capăt, să putem să modernizăm acest dispensar, așa cum au făcut și localitățile din vecinătatea noastră, care au deschis spitale și am încercat măcar să ținem de acești medici pe care avem în localitate și să venim în sprijinul lor cu ce am putut. Deci aceasta a fost logica pe care s-a mers, ținând cont că la nivel de localitate, doctorul Pietraru, revenind la el, că în momentul de față a rămas majoritar, să zic, ca număr de pacienți în Ungurele Mari, a fost și un doctor apreciat de către pacienții pe care îi deține. Și din punct de vedere pe care am mers și am zis, mă, cât de puțin acolo, vă dați seama că nu este vorba de o sumă de bani aici, nu este vorba de bani la mijloc, vorbim, luăm chirie, v-am spus, pe tot dispensarul până la urmă vorbim de 1000 de lei, la aceste tarife pe care le avem prinse în hotărârea Consiliului Local. Este doar o acoperire juridică, cum a spus și dumneavoastră, care trebuie să existe și așa mai departe. Da? Poate vom reuși să compensăm acești bani pe care îi luăm de la cabinetele medicale ce vor funcționa mai departe în dispensarul Ungurele Mari, să compensăm această chirie cu proiecte care să venim tot în sprijinul dispensarului și în sprijinul oamenilor din Ungurele Mari. Dorința era, noi ne-am bucurat și când a fost rapid testul, știm că este o clinică cu suport în spate, care poate să asigure mult mai mult decât un singur cabinet sau un domn doctor de medicină generală. Dar, din păcate, s-a demonstrat că, în ciuda logisticii care a existat în spatele rapid testului, oamenii s-au îndreptat tot către cabinetul celorlalți de medicină generală. Și atunci ne ridicăm un semn de întrebare și a trebuit să apreciem un dat la baza susținerii acestui domn doctor și nu numai. Că fiecare cabinet în parte, v-am spus, avem nevoie și de
stomatologie în oraș și avem nevoie și de medicină generală și de pediatrie și da. Și nu numai. Dacă putem să aducem, dacă putem să aducem și alte servicii suplimentare, dacă putem să mai facem încă un dispensar, încă un spital, un nou mai, cu atât mai bine, ca să nu mai punem oamenii pe drumuri, până la o anumită vârstă nu este o problemă să mergem până la Dolcea, că nu stăm în mijlocul pădurii, avem 7 km, 8 km până la oraș. Dar să fiți indispensabil să spui, domnule, nu mai am păstrat după la Dolcea și păți analizele la... S-ar putea pe spațiile respective să facem dumneavoastră, de exemplu, una din camere să fie laborator. La Ionești avem laborator. Sante care vine o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână. Același lucru este. Același lucru s-a încercat și la Ocnele Mari. S-a făcut și la Ocnele Mari, din câte știu. Tot în baza unui contract de colaborare. Nu comentesc pentru că nu cunosc subiectul. Nu știți, cunoașteți și dumneavoastră, da. Dar să știți, domnul Vicent, că un singur mediu e foarte greu să-l creezi în dispensarul de la urmă. Deci, cel puțin doi medici. Dumneavoastră spuneți că oamenii și-au îndreptat poziția către Pietraru. Aici trebuia să fie un pic mai bun la suflet. Adică trebuie să mai mănânce și altă opâine. Nu știu cum să vă spun. Vedeți? Deci, doctorița Șandru a plecat. Rapidestul a plecat. Acum pe stomatolog vrem să o îngrădim un pic și pe dumneavoastră. Deci, nu, domnul Sasu, trebuie să discutăm, că suntem putere locală acum. Trebuie să discutăm exact ceea ce este. Eu sunt de acord. Oamenii stau 4-5 ore la rând ca să-și ia o rețetă. Nu este corect dacă mai era încă un medic. Doamna doctor, în momentul de față sunt doi doctori. Sunt doi. Este doamna doctor Pietraru Fărmâna, domnul doctor Pietraru Mihai. A fost un motiv suplimentar pentru care am dorit să ne acordăm doi doctori care acționează într-un singur cabinet, în cele două camere. Nu știu dacă ați fost dumneavoastră acolo să vedeți modul de lucru. Sincer să fiu, nu am mai fost. Nu am mai fost, a fost conflictul care a fost și nu m-am mai dus. Deci vorbim despre doi doctori în momentul de față care funcționează și care desfășoară activitatea într-un singur cabinet. Extinderea pentru care, despre care vorbeam, era tocmai pentru a fluidiza acest lucru. Să fiecare medic, până la urmă, este cu pacienții dânsului. Doamna Pietraru Florentina, doamna doctor, are pacienții dânsei, domnul doctor are pacienții dânsului. Și atunci am fi fluid. Este un singur cadru. Este adevărat. Dar consultațiile sunt împărțite. O scurtă. Da. Dacă permiți. Să aduc câteva argumente de ce e un singur doctor sau doi. La nimeni nu poate ține obligat un medic de familie aici, dacă tu nu te duci să-ți faci contracte, da? Trebuie astăzi spusă răspunderea al doilea medic, al treilea medic. Da, a fost rapid testul aici. Și când am întrebat... Când am întrebat, rapid test, câte contracte aveți cu casa de asigurări și câți pacienți aveți acum la momentul? Pe 4-500. Și în realitate erau 200 sau 300, care sunt și acum și au plecat la Vâlcea. Și au plecat la Vâlcea cu 400. Și lăsaseră 300 pentru că rămăseseră 7. Deci e un număr de pacienți în care închei cu contractul cu casa. Și cu ce e de vină atunci primăria sau consiliul local? Să aducă pacient la medic sau nu am înțeles? Nu. Primăria trebuie să țină într-adevăr cu medicii. Drept așa este. Drept așa este, dar și tu ca medic trebuie să ai totuși o conduită. Știți? Și tu trebuie să ai. Nici eu să răpun are nicio vină. Dacă toți pacienți au pus pacienți, doamna, câți pacienți aveți, da? 2000. Dar i-ați câștigat prin munca dumneavoastră. Același lucru trebuie recunoscut și la doctorul Pietraru și la rapidez. Fiecare după muncă, domnul Uța, dragi colegi, din câte văd discuția degenerează de la proiectul de hotărâre. Discutăm despre capacitatea domnului doctor, despre capacitatea... Da. Nu, facem anumite discuții, care, din punctul meu de vedere, la ora actuală nu și-au rostul. Noi avem de 3 spații în dispensarul uman, care sunt destinate serviciilor medicale. Într-adevăr, luând în balanță binele cetățenilor, ne-ar mai trebui, probabil, un medic de familie. Nu excludem nici medicina stomatologică, nici orice tip de medicină.
Rezolvarea e simplă. Eu propun să scoatem spre închiriere cele trei spații, separat, cumva așa cum apare în proiectul de hotărâre, și de acolo înainte se va vedea ce medic este interesat de binele populației. Dacă domnul doctor Pietraru chiar își dorește binele populației și își dorește în continuare, va participa la licitație, va închiria cele trei spații, doamna stomatolog tot la fel. E simplu. Și atâta mai. Și nu numai, exact. De acest moment în care noi scoatem la închiriere cele trei spații, pot apărea două, trei cereri, poate și, nu știu, medicină estetică sau ceva de genul. Sau de ciură. Exact. Atât am avut de spus. Nu am și eu ceva pe asta. Trebuie să avem în vedere două lucruri. Binele locuitorilor, așa am și jurat, și trebuie și de respectarea legalității. Consiliul Local, în calitate de administrator al bunurilor, proprietatea orașului, are totuși niște prerogative. Noi trebuie să stabilim care ar fi destinația acestor spații. Mi se este atât mai de mult asta. Pentru că, de exemplu, funcțional, să spune să le închiriem, să spune să le închiriem separat. Păi, cabinetul 1 cu 2, n-ai cum să le separi. Structural, nu ai cum. Nu și trebuie gândită că alea vor fi perechea și alea vor fi separate. N-ai cum. Au ușe între ele. Se înredește ușa dintre ele și au interese separate. Dacă ne ducem prea departe, expertize, fie parte, nu știi dacă... Pe viitor, dacă vrem să realizăm, și trebuie să ne gândim să facem o expertiză la dispensarul ăla, să vedem dacă subsolul ăla ar putea fi amenajat măcar ca laborator. Noi discutăm acum de ce vedem. Da, dar nu ne împiedică nimeni să gândim în perspectivă. O gândim, dar hai să trecem, să depășim punctul ăsta. Mi se pare corectă chestiunea cu închiriere, dar atenție la chestiunea funcțională. Și, bineînțeles, cu licitații, că așa este legal. Asta este soluția. În moment rapidă, pentru că altfel ne împărcăm pe durată de timp mare și cu prețul mai mare. Considerați că ați vrea închiriere datorită prețului? Considerați că doriți închiriere în loc de concesionare datorită prețului, și cum ați spus acum? Deci ați spus că diferența este foarte mare, să înțelegi, nu? Între concesiune și închiriere. Stabilim noi în ședința de comisie că vom avea în vedere în anii viitori, când stabilim importurile și taxele locale, să probabil să reducem un pic, mai ales la spațiile comune și acolo sunt niște chestiuni. E de discutat. Dar asta ar fi tot problema de viitor. Adică să înțeleg că se dorește închirierea, da, datorită părții economice. Deci valoarea... Și nu valoarea, și abilității de soluționare. Și a istoricului de acum câțiva ani și nu s-a mai încercat concesionarea și nu s-a reușit. Și ca durată de timp. Și ca durată de timp. Durata, mă, cât să vrea închirierea? Că să știi, mă, de ce? Posibilitatea de prelungire, fie tacit, fie... Deci un an? Deocamdată închirierea, dacă o facem, să știm că nu o putem face decât atât pe anul fiscal. Deci chiar dacă eu le scot, în, să zic, în mai, da? Că vine luna mai. Chiar dacă vin cu caietul de sarcini din momentul acela, mai am încă o perioadă prin anunț și prin tot, deci încă o lună se pierde. Închirierea va fi exact până la sfârșitul anului fiscal 2018. Dacă aplicăm hotărârea de Consiliu numărul 72, despre care a vorbit domnul vicepreședinte. Pentru că aceea e pe anul fiscal. Producem o clauză acolo în care spunem că prețul închirierii... Că se poate prelungi. Că se poate prelungi. Este altă problemă în caietul de sarcini. Dar data vă spun, trebuie să și știm ce dorim. Vreți de prelungire cine? Nu oricine, da? Exact. Așa. Deci data vă spun, caietul de sarcini trebuie făcut așa cum se dorește. Dar putem să prevedem prevențiune al celui care există deja în acel cabinet, pentru că există posibilitatea să se facă niște la investiții. La închiriere nu există asemenea drepturi. Dacă știți dumneavoastră alte drepturi, spuneți-ne. O altă variantă de a închiria totuși pe o perioadă de timp mai mare, de un an de zile, nu reușim? Putem să facem, dar trebuie să avem raport de evaluare, trebuie să știm care este și la raportul de evaluare, dacă facem raport de evaluare, atunci automat și prețul va fi mai mare. Deci o să mergem pe hotărârea de impozite și taxe.